Incidentul a avut loc joi 3 ianuarie pe șoseaua națională la ieșirea din municipiu. Aflat la volanul unui autoturism marca Citroen, un tânăr în vârstă de 36 de ani din Câmpul Lung a ieșit din stația Peco și a ignorat semnificația indicatorului obligatoriu la dreapta. A întors autovehiculul pe linie continuă, iar în acel moment, dinspre Câmpul Lung, se deplasa un Logan care l-a lovit frontal. Impactul a fost puternic, cele două autoturisme suferind avarii serioase. Din fericire, cei doi conducători auto au scăpat cu bine, fără să fie nevoie de intervenția paramedicilor. Pentru că nu au fost victime, incidentul rutier a fost încadrat la tamponare, iar cele două părți implicate au căzut de acord să meargă pe înțelegere amiabilă.